să luăm absolut totul de aici. Da? Eu vă spun ce scrie în contract. Ce scrie în contract? Primul lucru, primul dar știți ce mai scrie domnul de aici în contract? În contract mai scria că și bun, că sunteți haideți obligați să ne prelungiți concesiunea. Că sunteți nu? Da. Trebuie să ne ocupăm chiar cumpărați și pământul de sunea. Ori dumneavoastră n-ați făcut nimic. Conducerea, nu numai dumneavoastră, că nu dumneavoastră de fapt unul de decizie acolo. Nu s-au prelungit contractele datorită faptului că se știa că aici se va moderniza. Când, în domeniul public, domnule, cum o să vândă terenul? Domnule, și noi vrem, domeniul privat al primării, eu vă arăt contractul de concesiune, spuneți dumneavoastră mie. Vreau să vorbiți în necunoștință de cauză. Nu, haideți să vă spun. În momentul ăsta există o autorizație pe domeniul public care este pe perioada asta. Noi trebuie să punem la aplicare acea autorizație. De ce n-am mai luat bani? Putea să mai iasă. Pentru că v-a lăsat aici pe domeniul. Domnule, dumneata nu vorbi, că dumneata nu știi. Dumneata unde ai fost până acum? Ai fost băgat sub pământ? Ești în grepe. Dânsul este de la investiții. Eu sunt de la disciplina. Dom'le, degeaba e de la investiții, deci să toate, mai vorbească. Toate vorbește, dom'le, cuvintele ele au fost către mine. Ai două Sunt forțe de ordine care sunt, este domeniul public. Ce legea care spune? Este domeniul public. Domnul, lasă legea dumneavoastră, spune legea lumea acum. Da. Păi până acum ai respectat legea. Păi cum adică? N-am înțeles.